Începând cu data de 5 ianuarie, Compania Națională Poșta Română începe distribuirea pensiilor cu o zi mai devreme față de termenul anunțat inițial. Potrivit instituției, în luna ianuarie a fiecărui an, ca urmare a începutului de an bugetar, Poșta Română primește cu o întârziere de câteva zile sumele de bani necesare achitării pensiilor din sistemul public. În prima lună anului, comparativ cu lunile obișnuite, poștașii încep achitarea la domiciliu cu un decalaj de câteva zile. Poșta Română este liderul de piață în sectorul serviciilor poștale și deservește aproximativ 19 milioane de români, printr-o rețea extinsă de 5.500 de oficii poștale. În prezent, compania se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Fondul Proprietatea.